Ce sunt astea? Ce sunt astea? Hai să vă văd. Drept. Acum. Asta este calea anvelopelor naturale. De căței, de oițe, de vaci. Ia uitați, dragilor, ce frumos au făcut băieții. Uite aici. Hai, vin încoace. Că se ia după anvelopă. Uite ce se ia după anvelopă. Dragii mei. Ăsta e dealul. Dealul lui Gorjan. Dacă știți, domniile voastre, Ilișești-o. Ai de cap de zile mele. Fii atent câte treabă, mă. Fii atent ce-o pus aici, mă. Uite-l, mă. Uite-l. N-ai voie să ieși cu oile în drum, să faci stânga. E obligatoriu dreapta, da? Drum, frate, civilizați. Dragii mei, azi mă adresez șoferilor. Bă, baiete, mă. Bă, baiete, câtă tablă, câtă... Bă, să se vadă, da? Dar el să se rămână, să mă spări, lumea zice. European, E576. Ceva divis. Azi vă prezentăm un material la care vreau mai mult șoferii profesioniști să spună părerea și să spuneți dacă, uite, știu câte treabă avem aici cu drumul oilor, da? Drumul cornutelor. Dragii mei, explicați-mi, vă rog, dacă vă pricepeți, la ce a fost nevoie de toată uvertura care urmează. De ce era nevoie de 10.000 de lei cheltuiți ca să ce? Vă rog să mă lămuriți, când eu cred că era nevoie numai de o liniuță. Da, poate eu greșesc, de-aia vă las pe domniile voastre să vă dați cu părerea. Vă rog să o faceți. Un share, un like face foarte mult pentru noi și pentru acești minunați pantofi care s-au zămislit acum cu glod. Că așa e pe drumurile din Bucovina, cu glod. Că dacă nu era drum, nu era nici semnul ăsta. Doamna, doamna, ce filmează acolo? Nu era nici semnul ăsta, că semnul ăsta nu e pentru oi și pentru capri și pentru vaci. E pentru tăuraș. Că trebuie să respecti legea. La marginea drumului, printre tiruri. Da, să trăiți, Doamne ajută. Fie primiți, să trăiți, om. Prahova, frățiorii noștri din Prahova. Un share, un like face foarte mult pentru noi și încă o dată pentru anvelopele aceasta de iarnă. Da? Iarnă, primăvară. Și un subscribe pe canalul de YouTube. Haideți împreună cu mine, la sfârșit aștept un comentariu. Nu mă certați prea tare dacă n-am înțeles. Haideți să urmărim. Bună ziua, doamnă, bună ziua, domnule, ce v-ați scut, ceva frumos? Suntem pe european. Doamna Daniela, suntem pe european sau nu suntem pe european? 576, E576, să trăiți. Vatra Dornei dincolo, încolo e Suceava, suntem înainte de Ilișești. Înainte de Ilișești, o firmă foarte mișto, au făcut băieții treaba asta. E un scoar aici, doamna Daniela, dacă se vede. E un scoar și vreau să arătăm oamenilor cum să faci treabă serioasă. Cred că e pentru tiruri. Băi, foarte mișto făcut aici, foarte mișto. Bubușirile sunt instantaneu. Hai să vedeți pe ce vorba, da? Vii pe aici, ce scrie aici, doamna Daniela? Ce e asta? Semnul ăsta care e mare, da? Zice că nu mai ai nicio restricție, nu? S-o cam termina cu restricțiile, da? Dincolo, din deal, vii pe linie continuă. Linie continuă, doamna Daniela, ca să înțeleagă oamenii până acolo. O vezi? O vezi unii linia continuă? Până acolo. Hai să vezi ce trebuie să faci aici. Și n-am înțeles la ce folosesc lucrurile astea, dar poate nu pricep eu. Merge omul în curte, săracul, își alimentează și iese, da? N-are voie pe aici. Ce anume? N-are drum închis, Dana, n-are drum închis, că omul dacă vine aici, el când iese aici cu mașina, fii atent aici și la. Are obligatoriu la dreapta acolo, vezi? Are sau nu are obligatoriu la dreapta? Da, are obligatoriu la dreapta. Aici mai lipsește un semn, dar pun băieții de la drumuri. Uite aici, ăsta nu l-am înțeles eu. Ce înseamnă asta, doamna Daniela? Când față, e blocat o țări, nu? Se face la dreapta, deci e vorba de ăla și în față e drum blocat. Până unde ține doamna Daniela drumul ăla blocat? Până aici să mănânc. Ai drum închis, nu ai ce dau, nu? Aici am eu un mister. Nu știu ce au gândit ei aici. Aici au mai pus, vezi că o monta frumos aici. Au mai pus o gândire aici. Bănuiesc eu că drumul se oprește undeva până pe aici, până o dată ei cu niște asfalt, îl vezi? Ăsta-i, ăla-i bucățica aia de drum. Aici se termină drumul, da? Se duc oamenii pe câmp. Aici bănuiesc că te obligau cumva la dreapta, nu? Să lipsești un semn. Dar el lipsește un semn, de ce? Spune că lipsește un semn, că dacă vii de aici, vii barbat, ce faci? Obligatoriu la dreapta. Dar nu am pus acolo interzis. Aici trebuia un interzis. Da. Este? Trebuia un interzis. E, acum, dragii mei, haideți să vă arăt o chestie frumoasă. Vii pe aici, eu am parcat mașinuța acolo. Vii pe aici cu ai voie să faci stânga aici? Aici, Dana. Vă vorbesc foarte serios. Deci, de la semn încolo, e
e semnul, dar aici, Dan, aici te întreb eu. Ai voie să faci stânga, zi-mi că tu ești șoferiț. Eu am să traversez și te avertizez că e linie discontinuă aici. Ai voie să faci stânga încolo către gura humorului? A? Da sau nu? Haideți să vă văd care sunteți, care sunteți șoferi profesioniști și știți despre ce este. Păi ai voie sau nu ai voie aici să faci, cum zic, la dreapta mea, stânga ta? Ai sau nu ai voie? Zi-mi. Bă, de ce n-ai voie? Bă, stai cu drumul înainte, îți obligă înainte, de aici, Dana. Dana, de aici te obligă. Bună ziua, bună ziua! Bă, și la poliție. De aici te obligă, Daniela. De aici, de aici, a? Doamne, că semnele nu-s de acolo, pe noi. De aici, mă, Dana, de aici? Bă, bă, eu pornesc frumos, barbat, cu mașina, cu tirul de aici. Vezi vreo problemă? Nu am nicio problemă. Drumul este... Zici, suntem la nuntă, Daniela, faci motine, ce tot ce trebuie. Ți-a plăcut ce aici? Îți place ce aici? Bă, și-au făcut și scoarce. S-o chinuit o leacă, băiți, s-o chinuit o leacă. N-am înțeles intersecția asta, vă rog dumneavoastră, care sunteți șoferi profesioniști, să-mi spuneți. Eu personal îți spun cinstit, de aici încolo, bă, de aici de la semn, lasă jumătate de metru, da? De aici încolo, drumul încolo, da? Deși, n-am niciun motiv să nu... N-am voie să fac, de depășit am voie, dar n-am voie să fac stânga, nu? Nu-mi zici, nu-mi zici, dragi șoferi profesioniști, vă rog spuneți-ne dumneavoastră despre ce vorba ca să știm, că altfel aici, de ce eu mai făcut omul la intrarea și ieșirea, putea să-i fac numai o alveolă scurtă, așa, nu o să mai chine, mă, dar eu sunt Dumnezeu, ce mi-a plăcut povestea aia de acolo, vezi, ăla cu toate limitările s-au pierdut, da? S-au pierdut toate limitările, toate restricțiile s-au terminat la noi, e, bă, kilometri pătrați. Stai să mă duc să văd despre ce este vorba. Aici ai loc de o cușcă la câini. Uite ce, Daniela. A? Ce zici tu? Ce zici tu? Îți trebuie 3 bobă. Uite-o la câini de la făcut. Ți-a plăcut, nu? Să se vadă că de aici puteți să o ardeți. Și cu tot ce trebuie. Da, dragii mei, dragi șoferi profesioniști, eu vorbesc foarte serios. Dacă, două întrebări. Dacă am voie să vin pe aici, când nu-mi spune că e interzis, da? Nu-mi spune că e interzis. Vezi? Ăla e drum. Până unde e drumul ăsta? Unde se înfundă drumul ăsta? Întrebarea mea este. Unde se înfundă drumul ăsta? De ce nu? Dacă am voie să iau la stânga, bă, am voie să iau, dar nu mă pot duce că e linie continuă acolo. De aici am voie să iau, că nu-mi spune nimeni să nu o iau. Așa și de acolo fac dreapta. Și de aici, dacă am voie să fac stânga. Asta mă interesează, în rest m-am lămurit că am văzut că semni băieții au. Semni au. Mai lipsește. Acolo lipsește, nu-ți spune ce acolo. Acolo lipsește obligator. O zbura? Nu m-aș mira. Vă mulțumesc frumos. Iertați-mă că v-am pus aceste întrebări. Sus inimile!